Să rămână, bună ziua, bine ați venit, bine ați revenit. Invitatul de la Sports Talks, singurul care a fost primit cu aplauze înainte să înceapă discuția noastră, Horia Tecău, bine ai venit la Sports Talks. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu aici, în acest cadru prietenos, relaxat, și într-un moment în care povestim despre un eveniment superb, emoționant, despre un moment la fel de emoționant pentru mine, ceea ce se întâmplă acum, această transformare din etapa de jucător spre etapa de antrenor, mentor, creator al unui spațiu în care vreau ca copiii să învețe despre cum e să visezi, cum e să crezi, cum e să acționezi. Și toate emoțiile astea s-au comprimat așa în acest weekend și în acest eveniment, acest meci de vineri, care pentru mine a fost... a depășit orice imaginație și așteptare pe care aș fi avut-o despre un, spun așa, un moment, o sărbătoare a ultimului meu meci. Singurul lucru pe care îl vedeam așa în imaginația mea când mă gândeam la acest meci și nu știam cum se va întâmpla, doar că îl vedeam cu copii pe teren. Nu era în regie. Hai să le luăm pe rând, să ne ajungem direct la momentul ăla. Eu sunt foarte bucuros că tu ai venit aici la Sports Talks după și nu înainte de meci, pentru că îți propun să facem un soi de decompresie, să luăm așa cu liniuță cele mai importante momente pentru tine ale acestei săptămâni și să ne povestești prin ce ai trecut. E ca și cum... prima idee care mi-a venit, Clujul te-a adoptat și mai mult decât te-a adoptat, mi se pare, te-am văzut în fiecare zi pe aici, ești ca acasă. Exact, și de aici trebuie să încep, cu orașul Cluj, cu clujeni, cu echipa Sports Festival. Mereu când veneam la Cluj pentru meciurile de Cupa Davis sau și în timpul meu liber, mă simțeam minunat, mă simțeam ca acasă, simțeam că lumea de aici se bucură de sport, se bucură de energia pe care o aducem. Chiar simțeam asta de fiecare dată. Și când am început așa să avem niște discuții cu Sports Festival și știam de festival... Au început discuțiile, ca să spunem și asta? Este prima oară când vin la Sports Festival din cauza calendarului competițional. De obicei, acum, în săptămâna asta, eram la un turneu pe iarbă, mă pregăteam pentru Wimbledon. Momentul în care am decis ca anul 2021 să fie ultimul din carieră și știam că voi avea timp anul acesta, voiam să fiu prezent la festival. Spectator, prieten, nu conta, vreau să fiu, să fiu prezent. Vorbim cu echipa Sports Festival, care m-a invitat la festival. Imediat a apărut această idee de a organiza acest meci de retragere chiar aici, în evenimentul de tenis. Mie personal, m-a bucurat enorm și pentru că am văzut filmulețele, am văzut imaginile din 2019, emoționant. N-am fost aici, dar eram emoționat doar uitându-mă la filmulețe. Și când mă gândeam că aș putea trăi același sentiment fiind prezent pe teren la un așa meci, pe așa o arenă, am acceptat imediat și am început să creăm acest eveniment. Deci mi s-a părut cel mai potrivit cadru în care aș putea avea acest meci de retragere, dacă ar fi fost să-mi aleg. Vreau să fie un eveniment acasă, în România, pentru că
Din circuitul ATP m-am retras la Torino, la turneul campionilor. Din echipa de Cupa Davis m-am retras în Marbella, la ultimul meci de Cupa Davis. Acasă n-am avut un eveniment. Și conta foarte mult pentru prieteni, pentru familie, că puteau să vină toți să asiste și pentru iubitorii tenisului, a fanilor. Ești de acord că noi nu prea avem această tradiție de a organiza evenimente în care să-i sărbătorim pe cei mai importanți. Adică a apărut ca un soi de floricică ieșită din comun tot acest eveniment. Da, și vă spun ce a adus acest eveniment pentru mine. Ok, entuziasmul și emoțiile de... Să spun că știam ce va urma, știam că va urma acest eveniment. Și după aia, când am început să lucrăm la eveniment propriu-zis și să invităm toți oamenii care au fost aproape de mine și plecând de la prima zi, deci familia prezentă, primul antrenor care mi-a pus racheta în mână, domnul Ioan Macoveciuc, care a fost prezent pe teren cu mine, l-am invitat și eu cu dânsul l-am menționat de multe ori, dar n-am avut un moment în care l-am celebrat la modul la care trebuia să fie celebrat. Adică nu doar tu ai trăit această sărbătoare, ci și da, am vrut toți cei din jurul tău. să fie alături de mine toți cei care au contribuit la călătoria mea și mi se pare că deci, okay, părinții și primul antrenor care m-a învățat primele lecții despre tenis au fost cei mai importanți. La clubul sportiv școlar? Clubul sportiv școlar numărul 2 din Constanța. Domnul Macoveciuc a plecat din Constanța cu mașina, a condus 10 ore să fie prezent la eveniment. El nu știa că va intra pe teren, vrea doar să fie acolo, alături de mine. Deci a fost o surpriză pentru invitați. Da, a fost o surpriză, a fost foarte emoționat și mă bucur enorm că i-am oferit acest moment și mi l-am oferit și mie, pentru că n-apucasem să am un ultim, așa, un schimb de minci cu dânsul și să-i mulțumesc în cadrul ăsta, în fața unui stadion, în fața partenerilor mei, în fața fanilor a sportului. Și alături de dânsul au mai fost... Da, a venit și domnul Radu Popescu, care am lucrat un pic mai târziu în cariera mea. Amândoi sunt în continuare antrenori la... Nu mai este școala sportivă, dar în același loc, pe același terenuri, ei antrenează în continuare copii. Au plecat sâmbătă dimineață după meci ca să fie prezenți duminică la Cupa Litoralului din Constanța, pentru că o iau de la capăt cu alți copii. Și au 70 și... 71 și 73 de ani. Deci m-am bucurat enorm. Cum se zice, nu se mai fac asemenea oameni. Da. Și meritau, acest moment. Și aș vrea să insistăm un pic asupra acestui gen de antrenor, pentru că ediția aceasta de Sports Talk stă sub acest concept nevoia de mentor. Și te-aș ruga pe tine să insiști și să spui cum ți-au fost și ce ai învățat de la acești doi oameni. În primul rând, de tenis. Prima amintire pe care o am cu domnul Ioan Macoveciuc, domnul Ioan Macoveciuc m-a văzut bătând mingea la perete, la școala sportivă și m-a luat de mână și m-a pus pe teren și atunci am făcut primele schimburi peste fileu cu cineva, cu domnul Ioan Macoveciuc. Și când a văzut că pot să joc și că îmi place, m-a luat și mi-a oferit atunci atenția pe care o căutam și de care aveam nevoie atunci ca să îmi placă și să mi se dezvolte această pasiune pentru tenis și pentru sport. Deci a văzut și... Câți ani aveai? Aveam 6 ani. Deci și-a început să-mi ofere atenție, să-mi ofere din cunoștințele lui și un lucru foarte important, să-mi ofere modele. Și numai modele, nu mi-l... oferea doar pe Andrei Pavel ca model, care a crescut pe aceleași terenuri și antrenat de domnul Radu Popescu. Așa, okay. Dar acolo sunt o familie, sunt o echipă. Domnul Macoveciuc era pe terenul 4, domnul Radu Popescu era pe terenul 1. Colaborau, sportivii jucau între ei. Deci e ca o familie care își desfășoară activitatea pe 6 terenuri.
Domnul Macoveciuc mereu mi-a oferit modele de oameni care au făcut performanță și modele de oameni care aveau valori personale foarte înalte. Atenție, dăruire, generozitate, comunicare, încredere, calm. Și mereu spunea, ok, fii ca Pavel, fii ca Omer, fii ca Stelică, tot timpul ne oferea aceste modele și noi tot timpul încercam să ajungem acolo, să fim și jucătorul care depune efortul și care se concentrează și încearcă să-și depășească limitele tot timpul, dar și să fie generos, prietenos, să lucreze în echipă și asta tot timpul ne forța să ne depășim așa nivelul. Iar domnul Radu Popescu, cu care am lucrat mai târziu, am lucrat într-un moment în care, ca sportiv tânăr, nu ai resurse financiare să-ți iei și antrenor, și preparator. Și, aveam 15, 16, 17 ani în perioada aceea. Plecasem deja în America, la Academia lui Nick Boletieri. Când mă întorceam în Europa să particip la turnee de junior, mergeam cu domnul Radu Popescu. Domnul Radu Popescu, care l-a antrenase pe Andrei Pavel și urmăream același drum. Voiam să capăt și eu cunoștințele pe care le-a căpătat Andrei ca să ajung și eu pe urmele lui. Și domnul Radu Popescu... Aș face o paranteză aici, că și pentru Andrei Pavel a fost meciul tău, într-un fel, un soi de a ne reaminti nouă celor de acasă și celor de pe arenă, că am avut jucător de simplu în top 20, știi? Lumea a cam uitat, ca să spunem pe a dreaptă, a cam uitat că Andrei Pavel a fost în top 20. Da, da, lumea uită destul de repede. E bine să ne reamintim. Andrei Pavel a fost în primii 15, chiar a fost pe locul 13 cel mai sus și a ținut echipa de Cupa Davis în elita mondială aproape un deceniu, jucând simplu și dublu. Și asta e un alt motiv pentru care mă bucur de acest eveniment, că l-am avut alături de mine, din nou să ne bucurăm ca și prieten, ca și foști partener, ca și mentor cum a fost. Și să retrăim toate acele momente. Pentru că și Andrei, când am început să fac echipă cu el, s-a purtat cu mine cum s-a purtat domnul Radu Popescu, care l-a învățat pe Andrei. Deci, oferea, deci generozitatea se transmite. Da, îmi oferea din echipamentul lui, avea grijă să mă hrănesc bine, îmi racorda rachetele, era un... om așa, 360, care făcea toate lucrurile, într-un moment în care nu aveam resurse să mă ocup prea bine de toate. Și la fel, trăind această experiență, acum e rândul meu. Și o simt la fel natural să ofer din ce am celor tineri care au nevoie și care vin către mine și simt că chiar își doresc să trăiască această experiență. Deci, aceste cunoștință, această stare, această atitudine se transmite și da, sunt recunoscător că am avut modele de educator care să mă învețe în direcția asta și să transmit acest mesaj mai departe. Să ne întoarcem la meci. Ai vorbit de cei doi antrenori pentru care evenimentul a fost extrem de emoționant. Altcineva? Alături de Andrei Pavel a intrat Gabi Trifu pe teren. Gabi Trifu la fel. Care e un pic mai mare decât tine, nu? Da, e un pic mai mare. E între mine și Andrei, mai aproape de Andrei, ca și vârstă. Gabi a urmat traseul America. El a plecat la Academia lui Nick Boletieri. Eu când am ajuns acolo, l-am întâlnit acolo, am început să mă antrenez cu el, să-l urmăresc. La fel, a avut grijă să fie acolo dacă aveam nevoie de ceva. Mai târziu ne-am apropiat, a devenit prieten, mentor, mă sfătuia să iau decizii importante și aveam nevoie de cineva care să mă ajute în momentele alea, pentru că plecam pe un drum în care nu cunoșteam prea multe și trebuiau să iau decizii și a fost acolo prezent în multe momente de dificultate în care mereu m-a încurajat spre a încerca, spre a avea încredere, spre curaj, spre a mă pune în situații în care lucrurile puteau să se întâmple față de, știu și eu, închidere, neîncredere, frică, stat acasă, pasivitate și care bloca toată experiența.
Și în continuare fac acest lucru. În continuare e un frate mai mare pentru mine, care la fel reprezintă foarte mult. Este capitanul de Cupa Davis și din nou am apreciat foarte mult și m-am bucurat că a fost pe teren alături de noi. Că nu a fost doar un meci, pentru mine nu a fost un meci de tenis, niște schimburi de mingi. A fost o recunoaștere a prieteniei, a energiilor care au fost create, a cunoașterii care a fost transmise și o bucurie, o fericire, pentru că stând acolo pe bancă și, de fapt, de la vestiare, tot retrăiam momente pe care prin care am trecut împreună. Mai departe, a fost alături de mine Bethany, care am câștigat primul titlu de Grand Slam în Australia. Pe Bethany o cunosc din perioada junioratului. Eram prieteni, am încercat să jucăm de mai multe ori dublu mixt, nu s-a potrivit, nu intram la turnee, eram la început și în sfârșit am intrat atunci în proba de mixt în Australia și am reușit să câștigăm acel titlu care pentru noi a însemnat o depășire a unui moment, câștigarea primului titlu de Grand Slam, care pentru fiecare jucător de tenis... Da, în acel moment îți spui înseamnă că pot. Da, pentru fiecare jucător de tenis, turneul de Grand Slam este apogeul, este cel mai înalt podium, spun așa. Și eram acolo, eu jucasem două finale, trei finale, Bethany jucase și ea două finale și eram... Împreună am depășit acel prag. După acea performanță, în amândoi s-a trezit acel sentiment de încredere și de curaj că se poate obține și acel titlu de Grand Slam. Ce m-a emoționat pe mine la conferință de presă și aici aș vrea să insistăm, când Bethany a zis: nu sunt foarte mulți oameni pe planetă pentru care dacă mă cheamă în 24 de ore eu zbor și sunt cu ei. Da, da, da. Da, asta a fost emoționant și pentru mine când am invitat-o pe Bethany. Inițial își planifica o vacanță în Europa după ce am făcut invitația. A zis: ok, vin, minunat, vin la meciul tău, după aia mai rămân prin Europa. Între timp soțul ei s-a îmbolnăvit, n-a mai putut să vină și a zis: vin singură, că vreau să fiu acolo alături de tine, dar după aia plec înapoi, imediat, înapoi în Phoenix. Deci a zburat 24 de ore să ajung aici. Dus-o undeva, că zicea la conferință să-i arăți un pic din zonă. Da, da, și din nou a arătat gradul nostru de prietenie și apropierea dintre noi. La fel și Robert și-a luat o zi din profesia lui de antrenor în timpul unui turneu important de la Queens, unde elevul lui a jucat sâmbătă după amiază și a câștigat meciul și el a venit de joi seară să fie vineri aici, să plece sâmbătă dimineață la prima oră ca să ajungă la meciul lui. Și ăsta e genul de prietenie care s-a creat după toate momentele pe care le-am trăit împreună. Pentru mulți sau pentru mii de oameni, surpriza serii a fost că pe teren a intrat Patrick Muratoglu. Da. Știai? Da, știam că o să intre. Ne-am bucurat de prezența lui, în primul rând, pentru festival, pentru că este un antrenor și o persoană cu foarte multe cunoștințe, cu experiență. Are multe de spus și de împărtășit. Mi-a părut bine că va ține un sports talk, un masterclass, la care, chiar dacă ziua mea de vineri a fost incredibil de aglomerat, am vrut să fiu acolo și am asistat la masterclass-ul lui și mi-a arătat, mi-a confirmat un pic de ce este antrenorul Simonei în acest moment. Este omul potrivit pentru Simona acum, în momentul ăsta, care să o ajute să își regăsească pasiunea, entuziasmul pentru tenis, bucuria de a se antrena, de a juca, de a fi mai deschisă și de a împărtăși din viața personală, pentru că ați văzut, Patrick e un tip foarte extrovertit, e foarte prezent pe social media, împărtășește foarte mult și încet, încet văd că și Simona începe să facă același lucru, ceea ce e minunat pentru cei care o urmăresc. La fel de mult are nevoie de încrederea și de cunoștințele lui.
Deci această pasiune și încredere și, spun așa, obiectivul acela înalt, de a crede în ea, că Patrick este un tip care vrea să câștige. El nu alege un jucător care nu mai poate, care nu mai crede în el. Și faptul că a ales să lucreze cu Simona înseamnă că el încă crede că Simona poate câștiga un turneu mare, poate fi din nou acolo în top. Și Simona i-a arătat că își dorește asta. Deci împreună, în acest moment, sunt într-un punct bun. Au toate ingredientele. Mai departe, bineînțeles, timpul, experiența va arăta mai mult. Dar ne-am bucurat că e prezent aici, ne-am bucurat că vrea să joace. Știu că e un tip care e prezent și vrea să joace și are o tehnică frumoasă și... Bineînțeles, a fost un meci de... A fost o joacă a tenisului și ne-am bucurat că a fost prezent aici și a simțit un pic acest eveniment și ce s-a creat aici în Sports Festival. Cred că a rămas cu amintire foarte plăcută, cu emoții mari și sunt mari șanse să revină. Tot evenimentul de alaltăieri a fost emoție pură, nu știu cum să-i spun. Și aș vrea să aflu acum, înainte să îți fac o surpriză, să aflu cum a fost pentru tine în momentul acela cu copiii. Da. Până să ajung la momentul copiii, începutul evenimentului, când am intrat pe teren, de fapt, eram la vestiare, deja făceam ture în vestiar, nu mai aveam răbdare, toată lumea încerca să mă liniștească, dar nu aveam cum să mă pregătesc pentru așa un moment. M-am pregătit pentru meciuri, pentru finale de Grand Slam, pentru finală olimpică. Evenimentul de vineri a depășit orice emoție. Am fost surprins de filmulețul de la început. Bineînțeles că l-am filmat, știu ce am filmat acolo, dar nu-l văzusem. Nu văzusem tot montajul, cu poze, cu cuvintele mele. Și eram emoționat dinainte să intru pe teren. Deci s-a creat... Îi mai vedeam și pe copiii care îmi purtau trofele și se uitau la trofee, se uitau la medalii, așa ca cu acel entuziasm și acel vis. Și mă uitam la ei și ziceam, wow, exact pentru asta s-a făcut acest moment. Deci era ceva magic. Când am intrat pe teren și am văzut trofele și am început să vorbesc cu Răzvan și Dani, uitându-mă la trofee, retrăiam toate momentele petrecute ca să ajung la acele trofee. Nu mă uitam la o bucată de metal. Și aș fi putut povesti la fiecare ore întregi de ce s-a întâmplat până să ajung să fiu într-o finală, să câștig acel trofeu. Deci încărcături mari. După aia mă uitam în loja unde erau familia mea, prietenii mei, foștii antrenori, apropiații tenisului, fani care au fost alături de mine la ultimele meciuri din echipa de Cupa Davis sau din turneele mari, au fost prezenți la fiecare dintre ele. Ideea cu tatăl tău să intre pe teren a fost spontană? Spontană. Noi aveam planificat doar începutul meciului în care Simona făcea echipă cu Patrick și eu cu Bethany și finalul. Vreau ca ultimul meci pe teren să fie alături de Simona. Să încheiem acest meci împreună. Să jucăm împreună și cu gândul la poate la acel parcurs olimpic pe care nu l-am avut pentru că n-am fost acolo. Iar ce s-a întâmplat între aceste meciuri a fost totul spontan. N-aveam nicio regie, nu știam ce va fi, știam doar că vrem să ne bucurăm, vreau să fiu în echipă cu toți cei prezenți acolo. Și acele momente, momentul cu antrenorii, când i-am chemat pe teren să facem câteva schimburi cu ei și am văzut cât de emoționați sunt și cât de mult a însemnat pentru ei, pentru recunoașterea unei cariere întregi de lucrat cu copii și de... Pentru ei acum antrenează acești copii și spun, fii ca Andrei, fii ca Horia, fă lucrurile astea, uite cum se comporta el, uite ce atitudine avea Andrei,
fac lucrurile astea în continuare și pentru, pe ei a hrănit încă pentru nu știu câți ani să fac același lucru. Și aveau nevoie de această recunoaștere. M-am bucurat de momentul când a intrat domnul Boc cu domnul Stere pe teren, pentru că domnul Stere este pionul principal în cariera Simonei și în tot ce a făcut Simona este motorul din spate, care a făcut totul posibil, totul. A crezut cu tot ce a avut în realizarea Simonei și ne-a arătat tuturor ce se poate face când crezi până la capăt cu, într-un proiect, să spun așa, într-o experiență de cel mai înalt nivel. Și domnul Boc, care de fiecare dată când avem meciul de Cupa Davis, numai că ne susține și facilitează venirea noastră aici și să organizăm meciurile în Cluj, dar e în primul rând și e cel mai gălăgios om din galerie, la fiecare meci, de la primul până la ultimul. Și simți acea energie și simți că ești dorit aici, că ești încurajat, că m-am bucurat că a fost și el alături de noi pe teren, chiar dacă nu era programat, n-aveam nicio idee că vor intra pe teren. Faptul că domnul Stere a intrat pe teren m-a încurajat să-l chem și eu pe tata, care n-ar fi venit pe teren niciodată. I-ar fi fost jenă, rușine să intre așa. Dacă ne-am zis, ok, hai să facem un match, Simona cu tatăl ei, tu cu mine, pe teren, acum, hai. Și a venit. Și din nou am trăit un moment special de recunoștință pentru părinții noștri. Eu n-am mai jucat alături de tatăl meu de la 9 ani. Și pentru el a fost... Ieri îmi spunea la micul dejun că s-a simțit foarte bine și vrea să se reapuce de tenis după această experiență. Pe lângă faptul că a simțit de pe teren ce trăim noi și acest moment de bucurie, de sărbătoare pe care îl urmărea din loje și era foarte emoționat. Iar mergând mai spre final, în ultimul moment în care Răzvan și Dani mi-au dat microfonul și mi-au spus ai 10 minute să faci ce vrei cu timpul tău, nu mi-a venit în minte decât că vreau să fie copii pe teren. Nu știam cum, știam că e 10 jumate și s-ar putea să nu fie prea mulți copii, deși am auzit tot meciul strigând din tribune, nu credeam că sunt atât de mulți. În momentul când am rostit-o și am văzut cum s-au albit la față Răzvan și Dani și toți agenții de pază din arenă, mi-am dat seama ce am făcut. Nu mai puteam să dau înapoi, nici nu voiam. Am văzut valuri de copii așa care vin spre teren și atunci mă bucur că s-a gestionat momentul în așa fel încât nu s-a întâmplat decât bucurie, fericire, entuziasm, joacă și da, recunoștință pentru acest moment. Și mai important decât atât, că acești copii și părinții lor au rămas cu această amintire, că au fost acolo pe teren alături de noi și da, vor purta cu ei această amintire toată viața. Aș îndrăzni să zic că dacă nu ne gândim la meciul de retragere al lui Hagi, meciul de retragere al lui Horea Tecău este cel mai emoționant din istoria ultimilor 20 de ani. Pentru mine este. Cred că nimeni nu se gândește așa la un meci de retragere. Zic, ok, asta voia să te întreb, dacă nu cumva, fiind acolo, te-ai gândit, e așa de frumos încât m-aș reapuca de tenis. M-am bucurat de tenis și mă bucur de tenis în continuare, dar pentru mine acum, eu sunt într-un moment în care simt ca tot ce mi-a fost oferit, toate cunoștințele acumulate, să le împărtășesc celor care au nevoie de asta mai mult. Și mi-am dat seama, intrând un pic în experiența asta de antrenor, lucrând cu copii, așa din când în când, sau dând sfaturi celor tineri, sau chiar fiind acum mai nou capitan al echipei naționale de fete, mă dau seama ce împlinire mi oferă acest rol de a împărtăși, de a vedea că, ok, tu poți să influențezi performanța și starea unui copil sau unui jucător prin sfaturile pe care le transmiți și vezi cum se schimbă, cum se împlinește jucătorul sau copilul prin
performanță sau pur și simplu prin bucuria de a face ceva nou și de a reuși ceva. Pentru mine, trăirea asta este, dacă nu la fel, un pic mai mare decât cea de jucător. Când ești tu singur și faci pentru tine și realizezi niște lucruri și creezi niște rezultate. Și atunci pentru mine e o confirmare clară că e momentul în care eu fac acest pas. Nu mă mai gândesc deloc la cariera de jucător, nici măcar un procent din mine se gândește să se reapuce într-un fel de a juca, pentru că simt că mă împlinește această nouă etapă. Mă opresc și vă invit să puneți întrebări. Avem un voluntar care are microfonul pentru dumneavoastră. Curaj! Bună, Horia! Bună, Nela! Ne bucurăm să te vedem și aici, la ultima zi, să zic, din festival, din Sport Festival. Totuși ar fi bine dacă ai face în fiecare an un meci de retragere, ca să aduni așa multe personalități cum ai adunat la acest meci, și pe foștii tăi antrenori și pe toți care te-au sprijinit în carieră și eventual pe viitorii tăi copii pe care îi antrenezi. Te-ai gândit la acest lucru? Da, bineînțeles. Cred că orice practicant de sport ar trebui să fie aici, la Sport Festival. Este un festival care nu este doar pentru sportivi, este pentru părinți, pentru copii. Părinții au nevoie de un cadru în care să le arate copiilor ce înseamnă să faci sport, ce poți să primești din sport. Poți experimenta mai multe sporturi aici în parc și vedea ce-ți place. Deci pentru copii este minunat că se pot juca, pot experimenta, pot vedea pe idolii lor pe care îi urmăresc la televizor. Pentru părinți, la fel, își pot da seama unde îi pot trimite pe copiilor și la fel cum am avut și eu când eram mic, aveam nevoie să văd, aveam nevoie de imagini, aveam nevoie de povești, aveam nevoie de să citesc despre astfel de experiențe ca să încep să visez, că să ajung undeva, să ajung să particip la Wimbledon, să ajung să cred că pot câștiga la Wimbledon. Aveam nevoie să văd și aici acest festival oferă acest lucru. Iar profesioniștilor, cum sunt eu, cum e Simona, cum e Patrick, și au nevoie și toți ne hrănim cu entuziasmul ăsta pe care îl vedem aici, să vedem energia asta. Ne place sportul, ne place mișcarea, energia de aici și toți plecăm de aici încărcați cu energie pentru a face lucruri și de a crea lucruri la fel de frumoase. Vrei să ne spui cum este cu posterul de la Wimbledon care l-ai pus deasupra patului tău? Da, aici ofer credit părinților mei, care tatăl meu se abonase la o revistă de tenis din Franța și primeam această revistă lunar în franceză, nici nu înțelegeam nimic, vedeam doar poze. Mi-a plăcut cum a arătat terenul central de la Wimbledon, mi l-am pus pe perete, pe lângă alte postere pe care le aveam de atunci. Și începeam așa să-mi imaginez. Eu deja jucam tenis și imaginam cum ar fi să ajung să joc pe terenul ăla. Și începea să creeze un vis și să am așa un obiectiv, o misiune pe termen lung. Și acum, în ziua de azi, mai mult decât postere, putem vedea, putem urmări, avem acces la atâta informații încât tot ce trebuie este să oferim aceste informații celor mici, ca să înceapă și ei să viseze. Nu știu pe unde e. Bună întrebare. O să întreb pe părinții mei dacă cumva l-au păstrat. Și acum îți pare rău că te-ai gândit doar că o să joci finala la Wimbledon, nu te-ai gândit de la început că poți să fii campion acolo și asta probabil ți-a pus un blocaj mental la început? Da, la început mi-am dorit să ajung la Wimbledon. Așa. Când am ajuns acolo am început să visez să joc finala la Wimbledon. Dar doar finala, acolo se oprea visul meu și am jucat-o de 3 ori. De fiecare dată aveam impresia că e prea mult, e meciul suprem, nu știu dacă fac față presiunii, emoțiilor. Jucam cu frații Brian, jucam cu alți jucători mai experimentați.
Nu știam atunci nici cum e să faci o echipă adevărată în care te cunoști foarte bine cu partenerul tău, atunci în acei ani în care jucam cu Robert. Asta a venit dintr-o dorință de a crea acea unitate, acea încredere și cu acel vis comun pentru care am lucrat împreună și lucram zi de zi, ne reaminteam pentru ce ne antrenăm, pentru ce facem lucruri și mai important de atât, acea experiență ne-a învățat că întâi noi trebuia să devenim câștigători la Wimbledon înainte să se întâmple. Deci noi trebuia să trăim acea emoție, acea stare, acea atitudine prin felul în care ne comportam, felul în care ne vorbeam, felul în care gândurile noastre trebuiau să fie la nivelul unui campion de Wimbledon, nu a unui finalist. Și atunci au început să se schimbe toate energiile în noi și stările și deveneam mult mai încrezători, mult mai pozitivi și aceste mici detalii care se acumulau au dus la acel rezultat. Nu a trebuit să câștigăm unul și după aia să căpătăm noi încredere și să devenim într-un anumit fel. Trebuia să devenim asta înainte și asta am învățat atunci. În cartea ta ai povestit că pe avion te-ai întâlnit cu un domn care stătea lângă tine, nu știa cine ești, poți să povestești? Da, e o poveste foarte lungă, dar așa pe scurt. Am întâlnit o persoană în avion care nu știa tenis, a stat lângă mine, m-a întrebat unde mă duc, i-am spus că merg să joc la Wimbledon, la turnee mari și mi-a spus ok, și cum? Pe unde ești tu? Că ai câștigat unul din astea? Și zic, nu, am ajuns în semifinală la ăsta și zic, wow, ce tare ești semifinală, dar de ce doar semifinală? Am început să-i zic, păi am jucat cu ea, care au fost mai buni decât mine, păi n-am jucat bine, și ok, dar în afară de scuze, de ce nu ai câștigat un turneu de Grand Slam? Și m-a iritat așa puțin, și tata, da, de ce n-am câștigat? Și zice, păi tu ți-ai propus, adică tu crezi, te vezi deja apropo câștigător. Apropo de ce zicea Patrick la Masterclass. Da, da, să crezi, să ai acea credință și încredere înainte, nu după, nu că zici, ok, exact ce a spus și Pati, ca să câștigi meciuri ai nevoie de încredere. Dacă n-ai încredere, cum câștigi meciuri? Deci și ar trebui să analizez un pic acea încredere incompletă pe care o aveam și să o transform într-o încredere absolută. Pentru că încrederea ori e completă, ori nu e. Și atunci au început să se schimbe niște lucruri, să caut informații, să caut oameni care să se alinieze și să mă învețe cum să ajungă acolo și da, atunci au început să creeze așa niște sincronicități și dintr-o etapă în cealaltă am început să cresc și să ajung la această experiență. Dar acea întâlnire și de obicei în avion sunt, îmi pun căștile și nu sunt atent la, nu vreau să vorbesc, vreau să mă odihnesc, să dorm, să ascult muzica mea. Și atunci, fix în acel zbor, nu întâmplător, se pare, nu mai aveam baterie la iPod-ul meu, să ascult muzică, și am fost deschis la acea discuție. A fost un moment important de la care s-au născut multe experiențe. Și ce s-a spus acea persoană din avion? Cum a zis? La ce te-ai gândit? Ce vrei să ajungi? Și de ce nu te-ai gândit mai departe să fii campion? Cum ți-a zis? Felicitări pentru că ai obținut ce ai vrut, nu? Da, da, mi-a zis ce tare ești, tu poți să-ți realizezi visurile, să fii semifinalist la Wimbledon, da, sau la Roland Garros, ce tare ești. Și m-a deranjat asta, în loc să mă bucure, că visam doar atât. Da. Deci visăm prea puțin. Da. Sau prea jos. Da, pentru că nu credem că nu putem, dar de fapt putem foarte mult, trebuie doar să învățăm cum. Altcineva? Da, vă rog. E la mine, microfonul vi-l dau imediat. Această programare mentală înainte de meciuri nu face ca în eventualitatea unui eșec să cazi cumva prea de sus și recuperarea mentală ulterioară să fie mai greu de făcut? Nu. Și mai am încă o întrebare, da, ca să dau microfonul. Mai bine, nu. Ok,
În acest proces în care lucram de a crea acea experiență, de a câștiga un turneu de Grand Slam, de a trăi, de a fi acel câștigător de Grand Slam înainte să se întâmple, noi trăiam, zic noi, pentru că trebuia să lucrăm tot timpul împreună. Nu puteam să lucrez doar eu și Jules cu gândurile lui, poate cu teama lui și să aibă alte neîncrederi. Trebuia tot timpul să ne aliniem. Și eu trebuia să găsesc limbajul potrivit ca să simtă el aceste lucruri, ca să se potrivească cu limbajul lui, tot apropo de ce a povestit și Patrick ieri în masterclass. Și împreună lucrând la această stare, această atitudine, acest fel de a fi, noi trăiam fiecare zi cu bucurie, cu pasiune, cu încredere. Nu mai aveam griji și stres și teamă. Și îți dau un exemplu. Înaintea turneului de la Wimbledon din 2015, ultimele două zile înainte de turneu, unde noi ne antrenam și încercam să calibrăm loviturile, serviciile, să fie acolo, în anul acela a plouat. Deci două zile nu ne-am antrenat. Într-o situație normală în care nu ne-am fi făcut griji, că nu suntem la un nivel de joc, dar aveam o încredere și o stare și o bucurie de a fi acolo și o încredere că acel lucru urma să se întâmple, că noi am trăit toată acea experiență cu zâmbet, cu bucurie. Și bineînțeles că asta nu înseamnă că trăind acea stare tu o să câștigi toate turnele pe care le joci, dar marele câștig era acea stare constantă pe care o aveam până în momentul în care se întâmpla. Și când se întâmpla, atunci imediat noi ne bucuram de ce a fost, de experiență, chiar dacă nu se realiza propriu-zis acel meci. Faptul că noi trăiam cu acea atitudine, pentru noi era cel mai mare câștig. De asta zic, nu toți putem câștiga turnee de Grand Slam, dar acea stare o putem controla și o putem alege să trăim în acea bucurie și pasiune. Și asta am încercat să transmit mai departe, că reversul acestei stări, acea grijă și acel stres și acea neîncredere și teamă și ezitare și gânduri de ce s-ar putea întâmpla, pe care am trăit-o până în acel moment, pentru că așa știam să fac lucrurile și pe care o trăiesc mulți jucători, mă apăsa, mă încrâncena, mă încorda. Și chiar dacă eu aveam rezultate și câștigam turnee și eram la un nivel înalt, dar am vrut să schimb acea stare, pentru că eu jucam tenis și jucam și încercam să obțin aceste rezultate pentru a mă simți bine, pentru a simți acea bucurie. Dar acea stare, acea fericire, pasiune, bucurie, puteam să o simt dinainte, ca toată experiența să fie plăcută. Nu trebuia să ajung eu să muncesc, să trag, să fiu îngrijorat, să am o grămadă de gânduri ca după aia să câștig și după aia să mă simt bine, dar mă simțeam bine o zi sau două sau o săptămână, că după aia reveneam la aceleași griji și frici și neîncrederi și se repetau experiențele. Da, nu creează așteptări, creează înțelegere, creează răbdare, creează cunoaștere. Și că la fel se întâmplă și cu partenerul de pe teren. Exact cum, adică eu am cunoscut starea asta și experiența asta prin tenis, pentru că am vrut să fiu performant la tenis. Când am început să o cunosc și să o trăiesc, nu era despre tenis. Era despre viață. Era despre viață, despre modul în care vreau să-mi trăiesc viața. Și bineînțeles, pe mine mă pasiona tenisul, voiam să fac tenis și atunci automat o duceam către tenis. Dar nu mai era despre tenis. Eu din 2015 nu mai jucam meciuri de tenis. Eu jucam meciuri cu curajul meu, cu încrederea mea, cu calmul meu, cu luciditatea mea, cu comunicarea cu partenerul, cu răbdarea pe care o aveam. Astea erau meciurile mele. Eu nu mai jucam meciuri și încercam tot timpul să lucrez la asta și să pot fi mai mult, să devin mai mult. Și bineînțeles că asta, fiind mai mult și fiind mai înțelegător, mai calm, mai atent, mai comunicativ, având mai multă compasiune, empatie, toate aceste stări automat mă făceau să am relații mai bune în jurul meu, cu
toată lumea, cu familia mea, cu prietenii, cu, în relația de cuplu, cu copiii, deci toate aceste stări deveneau în jurul meu. Și atunci nu mai... Bineînțeles, asta este o, să zic, un proces în lucru, tot timpul. Nu e ca și cum îl fac odată și rămâne cu mine. Asta e... va fi, până la sfârșit va fi așa. Doar că mă antrenez mai bine cum să le fac mai repede și să știu cum să gestionez situații mai bine și să fac alegeri mai bune. Da. Ultima întrebare. Salut! Așa. Salut, Horia! Mă bucur foarte mult că ești astăzi aici. M-ai emoționat să văd ce legătură apropiată ai cu oamenii din viața ta. Și întrebarea mea e legat de, să zicem că ai fi jucător acum, da? Și ai avea de ales, ca și antrenor, și te-aș ruga să alegi între Patrick și Darren Cahill. Amândoi mi se par extraordinar de buni, dar foarte diferiți. Pe cine ai alege și dacă poți să-ți argumentezi alegerea? Mulțumesc! Da, mersi de întrebare. M-ai spus, amândoi sunt antrenori foarte buni. Eu îi pun la același nivel. Deci nu consider că unul e mai bun decât celălalt. Aici aș alege în funcție de personalitatea mea, care ar fi mai potrivit pentru mine, să-mi ofere ce am nevoie și dintre cei doi, pentru personalitatea mea, l-aș alege pe Darren mai mult. Pentru personalitatea mea. Poate altcineva are nevoie de Patrick în contextul ăsta. Ca și cum ai alege între Mourinho și Ancelotti. Amândoi sunt foarte buni, depinde de echipă, depinde de starea fiecăruia. Eu am avut mereu nevoie de un antrenor destul de calm, echilibrat, care să fie acolo, să mă asculte, să-mi ofere informații, să știe când să vină la mine, când să mă lase în pace. Am simțit și am văzut asta în Darren și cred că m-aș potrivi mai bine cu Darren decât cu Patrick. Dar îmi place foarte mult să stau de vorbă cu Patrick și să iau din informațiile lui. Mulțumim. Să viseze mult și la lucruri mari, să creadă și să acționeze. Dar cred că ce mai important este să se bucure de pasiunile lor, oricare ar fi. Deci acea bucurie de copil, de joacă, mi se pare că e cea mai importantă și când vorbesc cu atleți sportivi care au avut o carieră lungă și au ajuns un anumit moment, cel mai mult își reamintesc de acea bucurie de copil, care e foarte importantă. Mulțumim și îți dorim succes, sănătate și Mulțumesc. Clujul te iubește, să știi. Mulțumesc.